Statele Unite și Marea Britanie au lansat o nouă rundă de atacuri asupra grupării Houthi din Yemen. Este al treilea val de atacuri americano-britanice asupra țintelor Houthi și a avut loc cu sprijinul forțelor din Australia, Bahrain, Canada, Danemarca, Olanda și Noua Zeelandă. Loviturile vin ca răspuns la atacurile lansate de gruparea islamistă asupra navelor comerciale din Marea Roșie. În total au fost lovite 36 de ținte în 13 locuri din Yemen și au fost vizate instalații de depozitare a armelor adânc îngropate, sisteme și lansatoare de rachete, sisteme de apărare aeriană și radare, dar și centre de control al dronelor de coastă. Totodată, forțele americane au lovit încă o rachetă de croazieră antinavă Houthi în Yemen. Potrivit armatei americane, racheta Houthi era pregătită să fie lansată împotriva navelor din Marea Roșie și reprezenta o amenințare iminentă la adresa navelor marinei americane și altora din regiune. Un oficial britanic a declarat că atacurile nu reprezintă o escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu. Scopul acțiunii colective este de a trimite un mesaj clar către Houthi că vor continua să suporte și alte consecințe dacă nu pun capăt atacurilor ilegale asupra transportului maritim internațional și navelor militare. Un oficial al grupării Houthi a amenințat că răspunsul va fi însă o nouă escaladare din partea islamiștilor. Totodată, el a afirmat că operațiunile militare împotriva Israelului vor continua până când războiul din fâșia Gaza va fi oprit și până când asediul asupra locuitorilor săi va fi ridicat. Gruparea Houthi, susținută de Iran, a început să atace navele comerciale din Marea Roșie la jumătatea lunii noiembrie și a susținut că loviturile sunt în semn de solidaritate cu palestinienii din fâșia Gaza, teritoriu atacat de Israel. Statele Unite și aliații lor afirmă însă că atacurile sunt nediscriminatorii și reprezintă o amenințare pentru comerțul global. Astfel, în ultimele săptămâni, SUA și Marea Britanie au lansat mai multe lovituri asupra țintelor Houthi din Yemen.